aproape 47 de ani, prima mașină înmatriculată la București a fost adusă aici la Muzeul Național de Istoria României. Care povestea primului autovehicul care a circulat pe străzile capitalei? Este vorba despre un automobil realizat la o fabrică de arme din Belgia, mai exact la Liege, și a fost achiziționat în anul 1900 de către industriașul Basil Hassan, fiul industriașului care în 1853 a înființat prima moară cunoscută sub numele de moara lui Hassan. Celebra moară a lui Hassan. Un tânăr care și-a cumpărat această primă mașină și care era și el foarte bogat. Da, moștenind averea tatălui său, evident. Iar această mașină, sigur, a trebuit să fie înmatriculată Primăria Capitalei dându-i numărul de 1B de la București. Deci acesta era numărul de matriculare, da. 1B. 1B, cunoscută și de mașina lui Hassan. Ulterior există o anecdotă, o povestioară cu iz anecdotic legată de prințul Valentin Bibescu, da? Care întorcându-se de la Paris, evident cu un automobil, a observat că există pe străzile Bucureștiului și acest automobil aparținând unui alt industriaș, lui Basil Hassan, și mașină care avea 1B. S-a adresat Primăriei Capitalei, în orgoliul său, să spunem, de om de afaceri, industriaș al vremii, început de secolul 20, pentru ca mașina pe care o avea el în proprietate să aibă un alt număr și prin care să demonstreze că prima mașină înmatriculată în București a aparținut prințului Bibescu. Astfel, Primăria Capitalei a cedat, să spunem, demersurilor prințului și i-a acordat numărul de 0B. În 1900, primele două mașini, 1B și 0B. Exact. Dar eu aș vrea să mă reîntorc la prima mașină înmatriculată cu adevărat la București. De cum arăta? Cum este această mașină? Pentru că cine este curios ar putea să o găsească în viitorul nu prea îndepărtat aici la muzeu, nu? Și în acel moment, în Europa, existau doar 47 de astfel de automobile, dintre care cea cu numărul 40 era la București. Da. Câteva date tehnice. Propulsia este asigurată de un motor bicilindric dispus transversal în față. Motorul este pus în funcțiune prin acționarea unei manivele, așa, care introdusă printre spițele roții din stânga față, se cuplează la arborele cotit. Aprinderea se realizează prin scânteie electrică, așa, iar un rezervor de gazolină este plasat sub bancheta pasagerilor, combustibilul ajungând printr-o conductă în un amestecător, cum îl numeau în acele timpuri, de fapt precursorul carburatorului de astăzi. Sub banchetă de asemenea se afla un rezervor de apă, răcirea fiind asigurată de un radiator de tip serpentină. Atunci când această mașină apărea pe Calea Victoriei, probabil că strânea o serie de reacții din partea celor care se aflau în zonă, nu? Oamenii trecători, în special de pe Calea Victoriei, erau impresionați de acest mijloc de transport. Până atunci ei se deplasau cu trăsuri, cu cai, sfârșit de secol XIX, început de secol XX, chiar familia regală se deplasa pe Calea Victoriei cu o trăsură. Când și-a cumpărat familia regală o mașină? Primele autovehicule cumpărate de familia regală datează din anul 1911. Deci 11 ani mai târziu avea să intre prima mașină în proprietatea familiei regale. Da, și a statului, că familia regală reprezenta, da. Da. Deci oamenii de afaceri sau industriași aveau posibilități să meargă în ritmul progresului din vestul Europei. Habar n-aveau oamenii aceia care se plimbau prin 1900 pe Calea Victoriei ce avea să se întâmple în București în 2020, gâtuit de trafic și o agitație permanentă. Oamenii și erau impresionați că această, că ei o considerau ca o trăsură care mergea fără cai. Era ceva inedit pentru acele vremuri. Da. Cum se alimenta cu gazolină?
Cum se făcea? Că practic nu existau pompe de alimentare. Da, existau la, cum să spun, niște, nu pompe, cum sunt benzinăriile de azi, sau existau niște depozite sau unde se încărcau cu acest combustibil și se deplasa, avea o anumită autonomie. Bănuiesc că nu foarte mare. Da, nu, nici gând. Se deplasa în București și probabil încet, încet a ajuns să se deplaseze față de mașina prințului Valentin Bibescu, care a venit cu ea de la Paris. Deci, era mult mai performantă? Da, sigur. Da. Mașina în momentul ăsta arată într-o stare foarte bună. Da, bănuiesc că a fost bine întreținută, da, și nu aveți cunoștințe de niciun posibil accident. Nu. Ea era cunoscută și sub numele de vaporul lui Asan. Așa era numit. De ce îi se spune așa? Exact, era o mașină care scotea fum. Din punct de vedere al protecției mediului, nici nu se punea problema. Încă nu apăruseră activiștii. Da, nici activiștii, nici criteriile, cum sunt astăzi, 2, 3, 4. Și a prințului Bibescu era la fel de poluantă? Despre mașina prințului Bibescu, da, poate era mai puțin poluantă, dar totuși era, se încadra în normele specifice și particularitățile începutului de secol 20. Primul examen de conducere oficial când a avut loc? Primul examen de conducere oficial a avut loc în ianuarie 1908, când deja a apărut o serie de mașini și a trebuit să se prevadă acest examen auto. Știți în ce ar fi constat probele de atunci? Exista o probă practică de deplasare, sigur, mai puțin teoretică și mai mult practică, de a conduce pe drumurile capitalei, așa. În presa vremii s-a scris despre reacția opiniei publice când a văzut această trăsură fără cai. Sigur, oamenii erau impresionați, era ceva extrem de inedit. Cum erau drumurile atunci? Odată cu venirea regelui Carol I și mai ales după 1881, în special, drumurile au fost refăcute. Bucureștiul și Calea Victoriei arăta deosebit de bine față de ceea ce întâlnise Carol I în momentul când a venit și a intrat pe podul Mogoșoaie, actuala Calea Victoriei.